Persoanele care au fost rănite în urma unui accident auto beneficiază de expertiză medico-legală numai dacă persoana vătămată face plângere prealabilă la organele abilitate. Costurile efectuării unui asemenea raport sunt suportate în întregime de poliție. Efectuarea expertizei medico-legale are rolul de a stabili cele mai importante elemente probatorii privind circumstanțele evenimentelor, precum starea în care se prezintă victima, mecanismul de formare a leziunilor, intervențiile chirurgicale, zilele de îngrijiri medicale acordate pentru vindecare, evoluția postoperatorie, precum și modul în care a fost respectat tratamentul prescris. Existența raportului de constatare medico-legală sau raportului de expertiză medico-legală traumatologică devine importantă în momentul stabilirii cuantumului despăgubirilor. Astfel, legislația în vigoare scoate din sfera infracțiunii accidentele rutiere cu victimele care au sub 90 de zile de îngrijiri medicale pentru leziunile suferite sau nu sunt infirme pe viață, excepție făcând vătămarea corporală din culpă săvârșită de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice, ori a unei substanțe psihoactive sau în desfășurarea unei activități ce constituie prin ea însăși infracțiune. În cazul în care făptuitorul se află sub influența băuturilor alcoolice, fapta nu va fi considerată infracțiune, chiar dacă victima are nevoie de o singură zi de îngrijiri medicale. De asemenea, codul penal în vigoare prevede că expertiza medico-legală, în urma producerii unor evenimente rutiere care se soldează cu rănirea unor persoane, expertiza legală nu se mai efectuează din oficiu, ci numai la cererea victimei, după cum precizează dr. Liviu Roian, medic legist șef în cadrul Spitalului Județean de Urgență Zaleu. Deci cu nou cod penal și nou cod de procedură penală nu prea se mai prezintă. Adică poliția nu solicită expertiză medico-legală la orice accident de mașină, că ăsta mai frecvente cu victime. Și dacă părțile respective se împacă, nu se mai continuă dosarul penal. Acesta este pe noul cod penal. Pe vechiul cod penal, în cadrul oricăror accidente rutiere cu victime care erau ospitalizate sau care ajungeau la urgență cu orice leziuni, de obicei se solicita de constatare sau certificat medico-legal. Din păcate, acum nu se mai cere, numai în cazul când persoana vătămată face plângere prealabilă. Este important de menționat că în cazul în care evoluția leziunilor menționate la prima expertiză apar date medicale noi, complicații sau sechele, actele medico-legale se pot completa sau modifica numai de către medicul legist care a efectuat prima expertiză. Chiar dacă victima deține raportul de expertiză medico-legală, în situația în care acesta a fost despăgubit de autorul accidentului și a declarat că nu mai are nicio pretenție prezentă sau viitoare în legătură cu prejudiciul suferit, respectiv de la autor sau de la asigurătorul RCA al acestuia, victima are obligația de a suporta cheltuielile de spitalizare. Yeah.